pentru că suntem încă în perioada darurilor pentru copii, am ales la carte din duminica de astăzi un volum semnat de Mariana Buric, Inima Ariciului, o aventură în căutarea prietenilor adevărați. Este o lecție despre prietenie și despre bucuria de a fi împreună cu celălalt. Ariciul țepeluș, timid din fire, se împrietenește cu hârciogul Rin, care nu își propune altceva decât să facă o călătorie pe cerul înstelat și să aducă luna în propria vizuină. Un proiect ambițios, dar sortit eșecului. Ariciul țepeluș se împrietenește mai apoi cu David, fiul grădinarului. Este o mare nedreptate. Până la urmă, literatura pentru copii poate fi decriptată și de adulți și să le aducă și acestora cu adevărat bucurie. Suntem la librăria Sofia din București, unde cel mai adesea suntem găzduiți. Și am descoperit pe rafturi multă carte creștină pentru copii. Am bucuria să o am alături de mine pe doamna Mariana Buric, care a lansat la târgul de carte De Inima Ariciului, o aventură în căutarea prietenilor adevărați. Sunt bucuroasă că sunteți aici împreună cu noi. Ce vă determină să scrieți de fiecare dată cu mult eroism și stoicism, pentru că știm care sunt condițiile materiale și care este sprijinul pentru cartea religioasă de astăzi? Ce vă face să scrieți pentru copii? Mi-aduce mare bucurie să scriu pentru copii. Eu am absolvit școala normală. Un an am fost chiar învățătoare la o casă de copii și am rămas, cred că, cumva în suflet cu dragostea aceasta pentru copii. Și atunci mă gândesc să le fac și lor o bucurie prin ceea ce scriu, într-un fel să-i apropii de autentic, de valori. Știu că sunteți apropiată de biserică. Copiii din biserică citesc? Depinde foarte mult și de părinți, dar părinții care vin la biserică sunt atenți totuși și la educația copiilor lor, inclusiv la educația creștină. Și atunci, pentru că se citește în familie, copiii învață de la părinți și citesc și ei. Nu putem să-i ținem departe totuși de tehnică, altfel vor deveni niște inadaptați. Dar lucrurile trebuie să fie într-o balanță. Și atunci foarte mult contează rolul părinților, rolul educatorilor, dar și rolul nostru, al comunității. Pentru că copilul e ca un burete, absoarbe de oriunde din jur și important e ce transmitem noi. Ați încercat să vedeți, să faceți un atelier de lectură, să vedeți ce reacții au copiii atunci când citesc textul scris de dumneavoastră? S-a făcut un atelier, nu l-am ținut eu, l-a ținut o doamnă profesoară de la o școală de undeva de pe lângă București și am înțeles că a prins foarte bine. Sta 2 ore la acel atelier și nimeni nu s-a plictisit. Partea frumoasă este că erau copii mai mari de 11 ani și totuși au rezistat la această poveste și la dezbaterea de după. Când ați scris cartea? Am scris-o în perioada pandemiei. Atunci copiii învățau online. Cea mai mare parte a cursurilor se desfășura la distanță. Și am citit la un moment dat niște articole scrise de psihologi și vorbeau despre dificultățile pe care le întâmpinau copiii în momentul în care au trebuit să reia școala obișnuită. Aveau dificultăți de conectare unii cu alții. Era un soi de înstrăinare între ei și atunci m-am gândit ce ar fi să scriu o poveste despre prietenie. Și un copil citind această poveste poate ușor, ușor învață cum să se apropie de colegii lui, cum să se împrietenească, cum își alege un prieten. Și așa a apărut povestea cu Ariciu. Și partea așa mai amuzantă este că chiar am citit acum câteva zile că o fundație din Germania a declarat anul 2024 anul Ariciului. Se pare că Ariciul e pe cale de dispariție în Germania și vor să-l protejeze și să se împrietenească cu acest animal, oamenii care îl ignoră sau, mă rog, habitatul s-a restrâns din pricina faptului că nu mai sunt pășuni, nu mai sunt păduri și atunci Ariciu a trebuit să se ducă către oraș, unde e din ce în ce mai greu să trăiască. Așadar, intuiția artistului a funcționat din plin.